Înainte să începem acest video, asigură-te că ai apăsat pe butonul de subscribe. Gata? Bun. Recent mă plimbam printr-un parc. Pe la ora 6 după amiaza. Mă așteptam să fie gălăgie, copii care să sară de colo-colo și chiar să joace fotbal. Bă, și erau câțiva, dar majoritatea erau pe telefoane. Eu niciodată nu am crezut zvonul ăla că, vezi, Doamne, toată lumea e pe telefoane, dar în cazul ăsta cam așa era. Doar unul singur avea o minge cu care se juca, atât. Și faza asta mi-a dat o idee de video. Acum mulți ani în trecut era plin de ciutani care jucau fotbal. Găseau doi copaci și gata, aveau poarte și teren. Eu personal eram obsedat cu ideea să alerg și să joc fotbal. Nu știu de unde a pornit, probabil că toată lumea făcea asta. Doar că eu eram axat pe chestia asta în toate aspectele. Eram primul pe teren, eram de obicei ăla cu minge, eu centram, eu deam cu capul vorba aia, genul ăsta de om hiperactiv când vedea o minge. Gândul meu cum veneam de la școală era să-mi termin repede temele alea stupide ca să am timp să plec la fotbal. Nu mă interesa altceva, până târziu alergam de nebun. Și chiar dacă ajungeam primul, stăteam și dădeam cu mingea în copaci ore întregi până se aduna restul. Chiar dacă întârziau, ceilalți pentru mine nu era niciun fel de problemă. Dacă eram doar eu și aveam ce să lovesc cu mingea, îmi era ok. Eram atât de obsedat de sportul ăsta că mă strâmbam la alții când îi auzeam că fac basket sau tenis. Eu nici măcar nu mergeam la vreun club ceva. Am fost odată, dar nu mi-a plăcut că nu alergam atât de mult. Și când venea unul cu o minge de basket să ne jucăm, eu îl convingeam să jucăm fotbal cu ea. Când eram acasă, mă uitam la TV, la toate echipele de la noi când jucau în cupele europene. Și țipam la fiecare gol de parcă câștigam eu vreun leu. Îmi cumpăram tricouri cu fotbaliști și încercam să le imit schemele, chiar dacă cădeam și în cap, nu mă interesa, eu încercam să fac ce face ăla la TV. Plus de asta, jocul meu preferat la PC era FIFA. Mai jucam câte un GTA, câte un CS, dar FIFA era majoritar. De la FIFA 2001, cred că le-am jucat pe toate. O zi normală din viața mea, acum 10-12 ani, arăta așa. Dimineața făceam ceva teme acolo, o oră, nu știu, 4 ore de FIFA după până plecam la școală după amiază, acolo în fiecare pauză când erau unii pe teren mergeam și eu, și în celelalte pauze încercam să mai fac din teme ca să am timp acasă să mă duc la fotbal, iar apoi cum veneam acasă, direct afară, din nou fotbal până la ora 11-12. Bă, și eu eram obsedat de fotbal atunci când eram mic. Eram stelist. Era frumos când juca Steaua în cupele europene și stăteam în suspans la fiecare meci. Pierdeam, mă culcam supărat, câștigam, nu mai puteam de bucurie. La alt sport nu m-am gândit niciodată. A încercat mama să mă dea la basket, dar am fost doar o zi. O zi în care n-am atins deloc mingea. Nici nu m-am mai dus. Am mai încercat eu să merg la rugby. Ce aveți, mă, când m-a pus ăla să aleg două ture de stadion de alea mari, am zis că nu mai calc acolo în viața mea. Și nici nu m-am mai dus. La fotbal a fost altă poveste. Am jucat 6 luni la Faru, unde copiii erau destul de buni. După aia am luat o pauză mică și m-am dus la Port, unde nivelul era mai mic. Dar măcar aici mai jucam și eu, adică atingeam mingea. Nu eram eu cel mai bun, dar nici cel mai prost. Țin minte că aveam și ghete cu crampoane, mi le adusese tata. Nu cred că am jucat niciodată cu ele, dar eram foarte încântat. Bă, și uite așa am jucat 2 ani de zile, până când s-a năruit totul, pentru că n-am mai avut cine să mă mai ducă. Și singur nu mă lăsa, că vezi, Doamne, era o trecere de pieton periculoasă acolo și nu eram eu în stare să traversez singur. Și cam asta a fost experiența mea cu fotbalul, prin 2008 așa. Dar asta nu m-a oprit să joc în continuare la colțul străzii, la o poartă improvizată din doi brăduți sau în curtea școlii unde l-am văzut prima dată și pe două. În 2013 țin minte că eram cu Iulian pe Skype și ne uitam amândoi la Steaua Ajax. Bă, și țin minte că nu mai era nicio speranță atunci la meciul ăla după 2-0 în tur. Și ce am urlat noi după primul gol, dar să vedeți cum săream în sus după al doilea. Nu mai zic după penaltiuri. Cred că până în momentul ăla nu mă mai culcasem niciodată atât de fericit. După meciul cu Chelsea, când am câștigat cu 1-0, fai de capul meu. Bă, și am jucat bine, adică deja eram ca Becali. La ora asta, ce este în Europa League, nu ne poate bate nimeni. Noi prin Champions League pe acolo, Real ăstea, Barcelona. Asta nu e o echipă care să ne poată marca 9-3 goluri.